Această emisiune vă este oferită de STEM Shore, banca daneză de celule STEM. Bine ați venit la Dr. Mit! Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor medicale, precum că fumatul dă dependență sau că părul ras crește mai gros. Un obicei deloc elegant și se pare și nesănătos este troznitul degetelor. Credința populară este că în timp mâinile vor începe să tremure, iar degetele se vor deforma. Cât adevăr este în acest mit și cât de mult ar trebui să ne ferim de acest obicei, aflăm în minutele următoare. În primul rând, de ce ne troznim degetele? De plictiseală? Pentru a elibera tensiunea din articulații? Ambele sau niciuna? Deși răspunsul este subiectiv, cel mai adesea facem acest lucru pentru a elibera tensiunea din articulațiile degetelor. Bineînțeles, considerăm că treaba e bine făcută atunci când, repetând imediat gestul, nu mai auzim niciun pocnet în articulații. Dar ce anume produce acel zgomot specific? Întreruperea adeziunii intraarticulare? Întinderea rapidă a ligamentelor? Fenomenul de cavitație intraarticulară sau toate? Sunt convins că v-ați prins. Toate aceste fenomene par a fi responsabile de zgomotul specific troznirii degetelor. Iar când spun par a fi, spun foarte corect, pentru că din punct de vedere științific nu s-a demonstrat că vreunul dintre aceste fenomene ar fi principalul responsabil pentru producerea sunetelor despre care vorbim. Am amintit trei posibile cauze ale acelui sunet pe care unii îl detestă atât de tare. Bănuiesc că sunteți curioși să aflați ce sunt întreruperea adeziunii intraarticulare și cavitația. Să le evaluăm pe rând. Întreruperea adeziunii intraarticulare poate fi asemănată cu desprinderea două plăci de sticlă cu peliculă de lichid între ele, desprinderea leucoplastului de pe piele, ambele sau cu niciuna. Răspunsul corect este primul. Întreruperea adeziunii intraarticulare se face la fel de greu și necesită foarte multă forță, exact ca atunci când încercăm să desprindem una de cealaltă două foi de sticlă cu peliculă de apă între ele. Ne este clar mecanismul celei de-a doua cauze prezumtive a pocnitului degetelor, și anume întinderea rapidă a ligamentelor. Haideți să vedem ce înțelegem prin fenomenul de cavitație. Credeți că acest fenomen implică formarea unor bule de gaz în articulație? Formarea de ciocuri articulare? Ambele sau niciuna? Este o întrebare dificilă, așa că nu fiți supărați dacă nu ați răspuns cu prima variantă. Fenomenul de cavitație presupune formarea unor bule de gaz în articulație atunci când, prin forțarea articulației, apare o presiune negativă în aceasta. Aceste bule se formează instantaneu și se sparg atunci când presiunea negativă devine prea mică, de unde și zgomotul pe care îl auzim. Acum că am aflat că desprinderea suprafețelor articulare una de alta, întinderea rapidă a ligamentelor și fenomenul de cavitație sunt implicate în trosnitul degetelor, rămâne să vedem dacă vreunul dintre mecanismele pe care le-am amintit poate duce la artroză sau la tremuratul mâinilor în timp. Ca să vă ajut, vă reamintesc ceva ce am învățat într-un alt episod aici la Dr. Mit. Știm deja că artroza este provocată în foarte mare măsură de exercitarea unei presiuni pe suprafețele articulare sau de șocuri repetate pe acestea. Așadar, ce credeți? Troznitul degetelor provoacă artroza și tremur al mâinilor? Da sau nu? Țineți minte răspunsul pe care l-ați dat, pentru că acum vom vedea ce spune statistica. Un studiu făcut pe 215 persoane cu vârste între 50 și 89 de ani, dintre care aveau o parte obiceiul de a-și trosni degetele în fiecare zi, nu a relevat modificări articulare care să poată fi atribuite acestui obicei. Așa că, dacă la ultima întrebare ați răspuns nu, înseamnă că ați avut dreptate. Nimic nu susține mitul conform căruia, dacă îți trosnești degetele, ai face artroză sau îți vor tremura mâinile în viitor. Crezi că știi un adevăr medical interesant? Atunci scrie-ne despre el pe pagina de Facebook a emisiunii sau accesează drmit.ro. Întreabă și cercetează. Și nu pierde Dr. Mit! Această emisiune v-a fost oferită de STEM Shore, banca daneză de celule STEM.